Salut, prieteni! Suntem în data de 29 ianuarie 2024. Iarna practic s-a terminat, cred eu, nu știu, vedem pe viitor. Zăpada se topește, începe să se încălzească. Cumva eu până acum n-am mai reușit să filmez, să postez, pentru că a fost frig și glod și atunci când e frig eu nu sunt productiv. Acum s-a încălzit și am ieșit și noi cumva ca muștele după căldură. Azi vreau să vorbesc un pic despre MTZ-82, varianta export. Cineva, cred că câteva luni bune în urmă, m-a rugat să fac un video despre, anume despre varianta export. Tractorul dat a fost adus din Italia, vă câțiva ani în urmă de un prieten de-a meu. El a fost folosit doar la firma de vaci. Avea încărcător frontal și cumva încărca baloții cu el, făcea serviciile de curățare la firma lui Divaș. După asta el s-a dus și a luat două credite de la banc și a cumpărat două tractoare noi și cumva l-a vândut, eu l-am cumpărat. Și deja de un an de zile, el practic și de la mine, a lucrat numai de vreo 3-4 ori, pentru că el cumva mie mi-a fost ca tractorul de rezervă. Dacă ceva se întâmplă cu un tractor de meu și am nevoie de două tractoare, am venit, l-am luat și am plecat. Eu cred că să-l scot în vânzare săptămânile viitoare, pentru că nu reușesc să găsesc companii care livrează sau vând îngrășăminte pe datorii. Anul trecut am găsit cu achitarea în august, anul acesta nu găsesc. Dați-mă mut un pic așa, pentru că așa nu bate soarele în cameră. Și eu cred că să-l vând, cumva să primească că eu dau pasărea de mână pe cei de pe gard. Dar cumva îs nevoit să fac chestia asta, pentru că nu, eu nu mă trag dintr-o familie înstărită în care să, cumva, să am acces la bani fără limită. Îs mai mult așa un țăran vesel care încearcă să supraviețuiască. Din credite în credite, din datorii în datorii, nu reușim să dăm unele datorii că trebuie, suntem nevoiți și trebuie să luăm pentru alte datorii și tot așa. Dar cu speranța că anul 2024 o să rezolve problema aceasta. Deși eu am sperat și în 2023 ca să scăp de datorii, dar spre mirarea mea, mai tare m-am îndatorat. Dar, cumva, tare mult sperăm. Speranța moare ultima, dar cred că oricum moare. În fine, cred că tractorul o să-l scot la vânzare. El, practic, și ține de motor, cutie de viteză, puntea din spate, în stare ideală. Eu asta garantez. În momentul când a spun anunț pe internet, eu oricum specific chestia asta și a să spun la eventualei cumpărători că în momentul în care, de exemplu, un cumpărător vine, îl pornește tractorul și îmi spune că undeva la motor este o problemă, se aude o bătaie sau nu ceva, motorul nu funcționează bine, sau la cutie de viteză sau la puntea din spate, eu sunt cumva dispus să-i achit motorina, pentru că din punct de vedere mecanic tractorul, zicem, e rău sau are probleme pe partea de motor sau cutie de viteză sau puntea din spate. Estetic, tractorul nu arată bine, adică eu să vede că e un tractor care o muncie, dar nimeni nu a investit în el să aibă grijă. Și aici vorbim în primul rând de curățenia lui. Eu cumva n-am mai reușit să-l spăl. El, în principiu asta, cred că și e un avantaj, pentru că e plin internetul de tractoare care estetic arată tare, tare bine și după ce îl cumperi și te duci acasă, îți dai seama că trebuie să mai cauți bani, să mai investești în el minim 1000 de euro. O chestie care se unește, noi spunem cardan, ei este, numai că eu n-am reușit să o pun. Aici are un pic de scurgeri de ulei, de la distribuitor vine aici și cumva curge un pic. În rest, motorul, cutie de viteză și puntea din spate, cumva, îs ideal. Eu asta, cumva, garantez 100%. Nici nu o să discut. El așa arată, e din anul 1998. Are, cumva, criuc pentru ani în remorcă. Criucul mort.
Numărul n-am mai reușit să-l pun, numărul e nou. E un tractor vechi, dar e bun. Problema la MTZ-ul mai este când el ai ceva aninat în spate și se clatină tractorul sau Audi bate în partea asta sau în partea asta, acolo e vorba de doi rulmenți care are tractorul să n-are așa problemă. Eu mai am un tractor din anul 2000 și ăla tot n-are așa problemă. Pe celălalt cred că tot o să-l scot în vânzare, pentru că nu pur și simplu nu mai reușesc să mai fac față la cheltuieri. Chestia de aici o am. Cred că urmează să-i pun becurile de sus și mai vedem. Și aici nu funcționează la tractorul ei starterul și nu are acumulator. Adică cumva s-a și redus din preț din start. Eu să discut cu eventuale cumpărători dacă ați fi și să ne înțelegem la un preț ok. Cumva rămâne de văzut. El așa arată, nu-i spălat, îi iarăși scurgeri de ulei are aici. Un pic de la chestiile astea. E un tractor care mie îmi place cum merge. Ușa, apropo, e îmboțată, așa am cumpărat-o. Adică sunt niște mici investiții care cumva din preț să fie automat reduse. Așa arăta un tractor belarus în anul 1998. Asta ca concluzie pentru mine, că oricum nu s-au schimbat multe lucruri din 98 până în 2024. În principiu numai panoul din față s-a schimbat și el e mult mai rău ca în 1998. Adică cumva aici era totul mecanic, care și acum el funcționează. Toate butoanele astea. Aici e temperatura la apă. Acumulatorul. Presiune la aer și aici e presiunea la ulei. El reșeține presiunea e 3 și când e fierbinte e 2 și jumate cam acolo. Cam așa arată. Nimic deosebit față de tractoarele MTZ care sunt la momentul actual. Tata e mecanic, nu e practic e electric, să spunem, doar un fir de cablu care se duce și tare ușor poți să le repar dacă ceva se defectează. Absolut, tata e mecanic, inclusiv toate chestiile astea de pe panou. Aici, după cum știți, unul din ele e pentru a descărca remorca, unul e pentru tiranțe din spate să-i ridici și unul e secundar, care, de exemplu, îl folosești când ai încărcător frontal. Cam așa arată. Aici mai era pentru tiranțe din spate, cumva ei se reglau, de exemplu, când la arată tu pui maneta la o cifră care consideri tu că e ok pentru ara și ea nu-i permite ca plugul să se duc cumva mai jos de nivelul care tu l-ai luat și l-ai setat. Asta tot e mecanic. Aici curentul îl conectai și îl întrerupeai. Tot e mecanic. Este tractor că când am spune că sunt din Evo mediu. Cumva eu la protestul din Germania la moment am văzut încă așa tractoare. Încă tractoare cum am eu acolo în spate, dacă se vede. Acela e MTZ 80 care punte din față nu trage, nu se cuplează. El la mine pentru dezmembrări, mergi la dezmembrări. Cabina deja e vândută. Și multe din piesele folosesc la tractorul meu. Eu de aia și l-am luat pentru dezmembrări. Cam așa arată tractorul. Estetic nu arată bine deloc, dar după cum am zis, din punct de vedere mecanic, el e un tractor care merge. Chiar merge. Eu știu că oamenii cumpără cu ochii. Asta e cea mai mare problemă noastră. Cumpără cumva tractoare sau chiar și mașini care sunt
spalate bine, curățate bine și arată tare bine și după asta plâng. Pe când la este un tractor care și ține legat de puntea din spate, nu se aude absolut nimic, nici un vuier, nici absolut deloc. Cutia de viteză, de aici se schimbă vitezele, exact ca la MTZ 82 de modele nou, numai că acolo maneta așa din partea dreaptă aici ea. Pot să spun că asta, vitezele se schimbă 100% ca cum se schimbă la mașină, adică n-ai practic nicio problemă cu dânsele să zici că cumva cârâi sau nu spune scoră sau sare din scoră, e absolut, nici nu se discută, tare, tare bine. Eu văd o diferență foarte mare dintre tractoarele care sunt pentru export, belarusurile care sunt pentru export, care se duc în Ungaria, care se duc în Germania, care se duc în oricare altă țară în afară de Republica Moldova. Adică am prieteni în România care au tractoare MTZ și sunt tare, tare mulțumiți, nici nu se discută. Pe când noi cumva plângem. Cam asta despre MTZ 82 export. A să vedem, cred că să facem o spălătură bine și să-l punem pe internet. Vedem cum a să se ducă, dacă a să se ducă, dar a să vedem. Eu cred că tot o să fie bine. Aici tractorul, după ce a terminat sămânatul, nu l-a mai dus la colegă acasă. El a rămas, sămânătoarea. Urmează să reparăm zilele astea ceva la sămânătoare. Acolo și el într-o sămânătoarea mea de porumb și floarea soarelui. Practic e februarie, martie și în aprilie ar trebui să zburăm pe dealuri la semana deja. Combina John Deere, care îi și ea cumpărat în credit, e luată practic, îți luați bani practic cu împrumut pentru a o procura. Eu înșii și am investit eu în toată tehnica care o dețin eu. Practic eu nu m-am pornit cu propriul capital, eu am lucrat și lucrez la moment, cu păreri de rău, doar cu datorie, adică cumva mă împrumut, dau datorie, iar mă împrumut, iar dau. Încă cumva nu reușesc să scap de toate datoriile care le-am. Dar sperăm pe viitor ca să fie totul super. Cam așa arată tractorul. El funcționează și așa funcționează în continuare. Dar cumva e clar că bună ziua cu oamenii evoluează la tractoare mai puternice și mult mai solide. Chiar dacă mulți sunt sceptici cu privire la tractoarele noi și sunt chiar și de belarusuri, dar mai vedem pe viitor. Tot a să fie super. Haideți să vedem ce fac Porsche. Cumva la moment am 9 purcei mici. Ei cresc. Hai nu vă spăreți, vă rog. Cu minte, gata. Ei cresc, teoretic, știu, o săptămână, două, să începem să-i vindem. Acolo mâncarea cumva să termine, trebuie să încarc buncărul. M-a întrebat cineva, iarăși, cum e făcută canalizația pentru murdării. E săpat un metru lățime pe metru adâncime. E de tip închis, nu se scurge absolut nimic din trânsa și când ea se împli, eu prin grete eu văd când ea e plină, scot o grate, vine aici mașina pentru care curăță canalizația și bagă furtunul, scoate absolut tot din trânsa și practic la două luni de zile iarăși eu și-o curăț. Așa cresc frumoșii, urmează să fie vânduți începând cred că din săptămâna viitoare. După ce le-am pus pentru paraziții intestinali, ei și-au revenit, adică e o creștere vizibilă, ceea ce înseamnă că multe lucruri nu trebuie de omis, mai ales cei ce ține de zootehnie. Dar cred că și la tehnica agricolă fix așa e. Și frumosele. Mai tine că vrei să ai. Aici e femeia. Acolo sunt purcelușii. Cam astea. Au fost 10, au mai rămas 9. Cu păreri de rău. Unul aș din primele zile,
cumva eu cred că au fost trăvite de femeie. Urmează zilele viitoare să, după cum am zis, să-i vând și când ei vor fi, cred că, înțărcat la 30-35 zile, vor fi scoși, vor fi mutați și vreau să mai procur minim 15-20 sau măcar 25 de porci la creștere până în luna lui august. Dar sunt planul de viitor, sperăm tare mult ca să le punem în practică. Cam așa arată. Eu nu știu dacă cineva a ajuns până la final. Eu cumva am cer iertare că nu reușesc să postez atât de des pe YouTube. În ultimul timp am început să postez mici videouri pe TikTok. Mă găsesc tot ca Keeper Farm. Acolo, pentru că sunt video scurte, nu trebuie să fie editate, postez mult mai des acolo. Deși eu să mă stărui și să postez, după cum am zis, minimum video pe săptămână și pe YouTube. Urmează 100% zilele acestea să plec la ferma de oi de la un prieten de meu de lângă Chișinău să filmez, are în jur de 300 de oi. La moment, de motivul că cumva încă e, pământul e umed și e greu de ajuns la dânsul la ferma de oi, mai așteptăm cred că o săptămână să usuce, să putem ajunge. Am un prieten în sat care se ocupă cu iepurii. Are o mini fermă de iepuri, neapărat am discutat cu el și vreau să mă duc să filmez. Eu cred că va fi un video genial, din motiv că sunt multe nuanțe și la iepuri, exact ca și la porci, și se merită de făcut un video, de văzut. Cel mai tare, ce și mie îmi place și am discutat cu dânsul, e ideea asta în care el practic a renunțat la lucru din Europa care i-a dus cumva un salariu de minim 2000 de euro pe lună și tot și-o s-a întors înapoi în Republica Moldova să ocupi cu iepurii. Vom vedea ce nuanțe sunt și acolo, care sunt factorii care trebuie neapărat să nu-i omiți pentru a crește iepuri și să mă stărui să filmez minimum video pe săptămână. Eu tare mult sper că voi nu vă plictisiți, eu mă stărui tot timpul să aduc cât de cât careva informație utilă, nu vreau pur și simplu să vă fur timpul vostru, pur și simplu cu niște abureală, știți? Am trecut cumva de 1000 de abonați pe YouTube și văd că canalul se duce și ia amploare, deja are aproape 1100 de abonați, tare repede crește și înseamnă că mulți din cei ce mă privesc se regăsesc în videourile mele, adică se regăsesc în tehnica veche de când se trăgea cu arcul. Eu de multe ori am zis că unii trăiesc eu, cu cei și mă ocup eu, cumva, eu cred că s-a doua generație după era pietrei, cumva au fost era pietrei, în care oamenii vânau cu sulițele și cu arcul, și a doua generație, hop, am venit și eu cu tehnica care este și lucrez cum lucrez. Acolo roata e spartă, trebuie reparată. Asta e. De la linia de start am spus că nu ne-am pornit absolut toți odată. Unii, cu tot respect pentru ei, au părinți care s-au apucat mult mai înainte, le-au cumpărat tehnică agricolă bună sau oricare ar domeniu, oricare business care s-au apucat, cumva e un plus când ai pe cineva în spate care cumva vine și îți dă din start un capital și îi spune, na, ieși și investește, fă bani și nu pierde timp. Pe când eu n-am avut, cu păreri de rău, oportunitatea asta. Eu cumva sunt un tânăr crescut de bunei, de la vârsta de 5-6 ani. Eu n-am știut ce înseamnă să ai cumva un tată care să-ți spui, uite-te, fă cu tare lucru sau fă cu tare lucru și a să fie bine. Pot trebuit singur să îmi iau inima în dinți și viața în mâini ca să decid, să mă apuc, să investesc, să nu fiu pur și simplu, na, un treacă meargă, dar să ajung un mini investitor, un mini antreprenor, care cumva mi-a plăcut tare expresia unui prieten de meu care lucrează la noi în țară și el mi-a spus de multe ori că cumva el așa spunea, eu stau și aud tare mult la noi moldovenii spun că ce să fac eu în țara asta, ce să fac eu în satul ăsta că nu am de lucru, nu am de lucru, și el așa spune.
Nu căuta ca cineva să-ți dea de lucru. Fă tu ceva, investește tu în ceva și dă tu de lucru la altcineva. Nu aștepta ca cineva să vii să-ți dea ție de lucru. Și mie mi-a plăcut tare mult chestia asta și spre asta merg, ca cumva să putem crea ceva frumos la noi în țară, la noi în sat. Nu știm cât voi rezista, nu știm dacă vom ajunge să avem succes, dar mie îmi place procesul, îmi place să creez, îmi place să iau să cumva supraviețuiesc în țara asta. Cred că dacă eram undeva în Europa, ușurel aveam 100.000 de euro minim. Acum, sunt Republica Moldova, am minus 100.000 de euro. Dar și 100.000 de euro. Egal cu zero. Eu vă salut, vă urez succes, vă iubesc. Tare mult vă respect și vă mulțumesc că comentați. Priviți videourile mele și mai ales de pe TikTok, tare mulți îmi scriu și în privat și îmi cer un sfat sau pur și simplu mulțumesc că postez. Mult succes și vouă! Era să zic sărbători fericite, dar sărbătorile au trecut. Ne vedem săptămâna viitoare cu un alt video, sper mult mai productiv și mult mai vesel. Până atunci, aveți grijă de voi, aveți grijă de familiile voastre. Nu uitați să vă abonați, dați un like și puteți scrieți un comentariu. Mult respect și multă pace!